Avem acum imagini de ultimă oră cu un șofer tânăr și inconștient. Un tânăr de 25 de ani a fost prins cu 270 de kilometri pe oră. Zbura, practic, pe autostradă în zona Deva-Nădlac. O viteză cu 170 de kilometri pe oră peste limita maximă admisă pe acest sector de drum, limitat în acea zonă la 100 de kilometri pe oră. Este vorba de un tânăr din Arad, inconștient. A fost amendat cu 1.305 lei și a rămas și fără permis pentru următoarele 3 luni.